Da, am transportat prin transfer de la Iași către spitalul de urgență de la Chișinău o pacientă în vârstă de 44 de ani, victima unui accident rutier în urmă cu 2 zile. S-a luat decizia transferului doamnei către Chișinău în vederea supravegherii. Pe parcursul transportului nu au fost probleme deosebite, pacienta a fost stabilă hemodinamic și respirator.